Avem un băiat aici, un cărnicior, Adrian îl cheamă. E fără mâini, fără picioare. Ei mai sunt încă alți doi aici, mai sunt. Pe ceilalți ajut eu, pe alți doi. Dar pe ăsta unul o să apelez la dumneavoastră aici. Îi punem acolo, lângă el, o să-l punem părintele acolo, să-l ajutați. A avut accident de mașină, de tren. Mama și tata i-au murit, el a scăpat. L-au scăpat fără mână, fără picioare. Are o singură mână și ar vrea să-și iei un cărnicior din ăla electric ca să poată umbla. Că dacă ar avea două mâini, putea să umble și cu din ăla. Dar n-are numai o mână. Și atunci e greu să poată să fie cât mai mult să-i dați, să-și poată lua cărniciorul ăla. Că are nevoie. Adică întotdeauna să vedeți ca și cum ar fi durerea ta. Și suferința ta. Să știți că oricine care are câte o durere, din asta e durerea lui Hristos. Adică să vedeți durerile lui Hristos. Unde? În biserică. Nu vedeți că noi tot acuză. Că ce face biserica pentru oameni? Biserica face multe. Oamenii trebuie să le vadă. E din Bacău, Adrian și Dofteana, zice că îi duce localitatea de unde vine, de acolo. Ei, să-l ajutăm, să-l sprijinim, că așa e frumos. Dăm dovadă de oameni cu minți și să ne rugăm ca pe neamul nostru să nu aibă nimeni nevoie de cărucioare. Vă dă Dumnezeu sănătate și putere, răbdare, credință, să aveți să dați, să vă bucurați, să aveți să dați. Că mai mare bucurie nu-ți trebuie pe lumea asta când vezi că poți da. Așa zice și Scriptura, e mai fericit cel care dă, decât cel care primește. Cel care primește să bucură mult, cel care dă să bucură mai mulți. Poate tu, familia ta și neamul tău, pentru că asta le tot spui eu la femei când îți fac unghiile. Că își fac unghiile ca zic că sunt frumoase. Și am zis, nu, mâinile nu sunt frumoase că sunt unghiile lungi ca la vrăjitoare. Și vopsute în toate culorile, și negru, și vânăt, și câte culori vreți de pe lumea asta, știi? Nu ne vopsim în culori. Mâna e frumoasă, cea care vine, cea care mângâie, care îi mângâie pe toți, nu-i așa? Cea care face milostenie, nu-i așa? Cea care sare în ajutor imediat. Aia e mâna frumoasă. Și acum, uite, aveți posibilitatea să vă faceți mâinile frumoase. Să vă strălucească mâinile. Uitați-vă cum la Sfinț acum aureolele alea la cap, așa o să vă fie acum aureolă la mână. Pentru că orice neputință unui om e durerea lui Hristos. E durerea lui. E suferința lui. Numai cine stă lângă el știe cât e de greu. Și când ai grijă. Eu știu acum că o am pe mama, e bătrână, nu? Și cine stă acolo de are grijă de mama, văd cât e. Și mama spune, vai, mai bine de a-și muri. Și am zis, nu! Mama nu trebuie să moară, că mama trăiește veșnic. Că nu pot să mai fac treabă și nu pot să vă mai vada. Pot să-mi zici, dragă mami, și să mă iei în brață. Deci, da, pot lucrul ăsta, vezi? Asta trebuie să facă mamele. Când nu mai pot să mai facă nimic. Să-și iei copiii în brață și să zică, dragă mami, că nu e altcineva. Nu mi-e zice, dragă mami. Mama mea, zice. Și atunci, asta e treaba mamei când e bolnavă, când e bătrână, numai să îi mângâie pe copii, să iei în brață și dragul mamei, nu-i așa? Ei, acum să știți că o să vă vadă Măicuța Domnului, o să ne vadă cât suntem de frumoși și la trup, și la suflet, și la inima noastră, și la credința noastră, și la mila noastră, să aveți milă. Și de dumneavoastră, de sufletul dumneavoastră, și să avem milă și de cei din prejurul nostru. Amin.